Ehi, hey, salutare, senti Anel. Salut Lucian, salut Ionel. vă salut în dragilor, sunt împreună cu Lucian și cu Ines. În spate trupa se retrage să plece Ines la hotel. e cu tehnica, ea ne filmează și... Ne asigură lumina și ne pune întrebările. Una dintre întrebări pe care ne-o punea, câți trupe avem? Sau câți trupe mai avem? Mai avem mai bine? Mai avem, deocamdată. Asta vă pun și altfel de întrebări. Te rog frumos. Cu cine începem? Cât avem? Începe cu Lucian, că el e... Fantagilor. Care vedere, mulțumim foarte frumos, frumosică, așa, ia le interviu. Vin și acum. Vin. Câți stupe avem? 42 de familie, 42 de stupe. 42 de familie, 42 da. De stupe. Eu m-am încă. Păi să sperăm că o să fie și în iarnă, tot atât, adică după iarnă, să fie tot atât de... Așa vedea, cu dorința de a avea în primă bani. Sigur, că da. Întrebare, Ines. Ce-aș prefera? Să fiți albină sau gheșpat? Albină, sigur că albină. Totul are ochele acolo și asta. Tati! Clar că nu mi-ar place să fiu trântor, dar... Dar mai bine decât vespe, mai bine albină. Da, unii zici că sunt trântor, dar nu, un bărbat. Da. Adică suntem mai lași decât într-un. Da? Ce-aș prefera să fii? O pisică sau o albină? Normal că albină. Tot albină. Tot albină. Păi dacă acum noi facem aici un interviu legat de, ca subiect legat de albine, sigur că noi nu o să putem să zicem că vrem să fim pisici. Acum vedem ce alegeți voi acum. Este ultima întrebare. Gândește-te că pe urmă nu mai pui tu întrebări. Pun eu o întrebare și vine despărțim. Că Lucian trebuie să meargă la hotel. După aceea e concertul aici în Caraca. 21. Da. 21. Da, 21. Bine, hai, vedem. Ce-ați prefera să fie? În caz sau pisică sau albină? Total bine. Lucian, mă bucur să fim împreună. Și eu mă bucur tare mult că am reușit în sfârșit să ne întâlnim. Te rog să degusti dronelul pe care ți l-am adus. Și mierea de ilișcă. Mierea de ilișcă. Și mierea de ilișcă. Nu să degusti acea miere din munții României. Nu, de fapt, o urc la hotel. Și de vreau să trebuie să intrăm în alt sezon. Da. De creșterea măcilor. Da. Da. Sper să fie un sezon, pe parte de creșterea măcilor, anul ăsta n-a fost rău. Nu pot să spun că a fost un an rău. Pe parte de producție de miere, pentru mine cel puțin a fost un an mai rău ca anul. O altă întrebare, după care ne despărțim de aici din vlogging, ar fi ideea aceasta. Te-am povestit că vreau să aduc o reformă în live, cu emisiuni specifice, da. În care să putem discuta, în funcție de priorități și de structură, o serie de rubrici. Cum vezi ideea de a fi participant alături de alți crescători pe subiectul creșterii de foarte de bună, orice chestie care e interactivă și asta, eu cred că e un progres. Avem ocazia să împărtășim fiecare din experiențele noastre, fiecare din micile secrete, de ce nu, și din ceea ce descoperim noi în practica de zi cu zi de creștere a animalelor. Dragilor, vă salutăm! Noi suntem apicultori de pasiune, de hobby. Ne câștigăm și ceva venit suplimentar din treaba aceasta, o facem datorită iubirii de albine. Dar nu suntem acei profesioniști care trăim doar din apicultură. Chiar dacă uneori modul în care abordăm apicultura se poate compara cu cei care fac la un alt nivel. Așa că vă încurajăm și pe dumneavoastră, cum spuneam de la bun început, ideea de dezvoltare personală și dezvoltare profesională și de a îngriji cât mai bine albinele. Vă mulțumim și v-am salutat. Iubiți albinele!